Aș dori să spun un cuvânt de salut și bun venit din partea noastră, din partea gazdelor și mulțumesc că ați ales să participați în această seară. Este prima dată, cel puțin în ultimii ani, când vom începe în săptămâna cea mare un șir de întâlniri ca această perioadă să ne apropie mai mult de Dumnezeu. Și știm că din ce în ce mai mult când ne apropiem de sărbători, atunci și sufletul nostru ar trebui să se apropie mai mult de Dumnezeu, mai mult de Iisus Hristos, Mântuitorul nostru, care s-a jertfit pe crucea de la Golgota. Aș citi câteva cuvinte din Psalmul 85, două versete doar. Întoarce-ne iarăși Dumnezeul mântuirii noastre, fă să înceteze mânia ta față de noi. În veci te vei mânia oare de noi? Îți vei prelungi mânia din generație în generație? Nu ne vei însufleți oare iarăși pentru ca să se bucure poporul tău în tine? Arată-ne, Doamne, bunătatea ta și dă-ne mântuirea ta. Asta este cuvântul Domnului. În această seară vom asculta cu ajutorul Domnului grupul Noi Leviți, care vor cânta imediat și vor cânta și la sfârșit. Și țin să vă mulțumesc în numele Domnului pentru că ați rupt din timpul dumneavoastră. Mulțumesc și celor surorilor care au venit din biserica noastră, grupului taximetriștilor creștini și tuturor celor care vor participa în această seară și în această săptămână, să fie fiecare seară o seară de binecuvântări în care să înțelegem mai deplin, mai aproape, care este voia lui Dumnezeu și în serile acestea putem aduce și rugăciunile noastre înaintea lui Dumnezeu, fiecare având probleme, dificultăți, să ne rugăm pentru unii pentru alții, așa cum spune și Mântuitorul nostru. Atunci aș dori să începem cu câteva cântări de laude și după aia, din cuvântul Domnului, ne va vorbi fratele Sorin. Bună seara și pace Domnului! Vreau să, înainte de aceea, să cântăm, să ne ridicăm, să facem o mică rugăciune. Trebuie să-i mulțumim Dumnezeu că am putut să facem această săptămână, că ne-a ajutat și că eu poate un nou început pentru această biserică, pentru acest loc. Cineva care este de îndemnat de Duhul Dumnezeu poate să se roage cu vocea ta. Haideți să ne rugăm. Ridicăm ochii spre tine, Dumnezeu nostru, și îți mulțumim că avem astăzi ocazia, providența ta, să ne bucurăm de aceste zile în care ne amintim de jertfa ta pe cruce, de modul în care tu ai putere să mântuiești omul din păcat. Te rugăm să ne ierți pentru că noi suntem aceia care ne-am adus în această situație și pentru noi te-ai chinuit, pentru noi ai fost bagiocorit, pentru noi ai fost umilit, bătut și răstignit. Tu ai promis, Dumnezeule, că oricine va ridica privirea spre tine și oricine va căuta numele tău, oricine va striga către tine disperat, tu îl vei auzi, te vei pogorî din Duhul tău ce sunt peste el și îl vei mântui. De aceea te rugăm, Doamne, îndeplină credința în cuvântul tău, că vei avea grijă de sufletele noastre, ne vei călăuzi și vrem să lăsăm în mâna ta, Doamne, și de toți aceia care nu sunt prezenți din motive personale alături de noi, ca tu să-i putești, să-i binecuvântezi, să-i călăuzești pe fiecare dintre ei, astfel încât toți acolo unde sunt să își îndrepte mintea spre tine și inima și sufletul să privească spre crucea ta ca la unica șansă de a fi în lucrurile în veșnicii. Ne-am luat în numele Domnului Iisus Hristos, Mântuitorul nostru. Amin. Amin. Doamne, Tatăl nostru care ești în ceruri, îți mulțumim, Doamne Dumnezeu, pentru această seară, îți mulțumim pentru ziua pe care ai îngăduit-o să vedem, Doamne Dumnezeu, să vedem aceste răsări de soare. Te rugăm, Doamne Dumnezeule, ca această seară să fie o investiție în Împărăția Ta, să fie cărămida de la
de la casele pe care le pregătești în cer, Doamne Dumnezeu, ne ajută-ne să putem să ne mijlocim și pentru ceilalți care ne-au putut să ajungă, Doamne Dumnezeu, de pune-ne în inimă, Doamne Dumnezeu, de dorul după întâlnirea cu Tine, Doamne Dumnezeu, de bineînțeles că noi trebuie să fim lumini în lume, Doamne, dar Doamne, dacă nu avem o viață personală cu Tine, nu putem să strălucim, Doamne Dumnezeu. Doamne, te rugăm ca în această seară Tu să întărești relațiile dintre noi, pentru că în primul și în primul rând trebuie să promeze dragoste între noi, Doamne Dumnezeu. Dacă nu ne acceptăm, toate teoriile și toate religiile și toate vorbele pe care le spunem sunt de fapt de Hristos, Doamne Dumnezeu. Te rugăm ca Tu să fii prezent în mijlocul nostru și Tu să-ți mărești numele cu numele, Doamne Dumnezeu, în numele Lui Iisus, ne rugăm pentru că tot este. Amin. Să mă rog. O să cântăm două cântări. O cântare care este compusă de noi se numește Cântec Nou. Să fim atenți la mesaj și să luăm aminte la ceea ce spune.
se numește Jespovara, pe care o ducem fiecare, dar mi se pare de multe ori foarte grea și singur nu putem să o ducem. De aceea Dumnezeu spune să luăm jugul lui, pentru că este bun. Povara pe care o ducem noi trebuie să o... Trebuie să trecem pe la cruce și să o lăsăm la poala de cruce. Eu mi-am lăsat jos povara la cruce la Iisus, la cruce la Iisus, la cruce la Iisus. Eu mi-am lăsat jos povara la cruce la Iisus, acolo a fost salvat, a fost salvat și mântuit, de aceea cântă-s fericit, pe Iisus l-a primit. A fost salvat și mântuit, de aceea cântă-s fericit, pe Iisus l-a primit. Te vei lăsa jos, povara, la cruce la Iisus, la cruce la Iisus, la cruce la Iisus, trebuie jos povara, la cruce la Iisus, acolo vei fi salvat, vei fi salvat și mântuit, vei spune astăzi fericit, pe Iisus l-a primit. Vei fi salvat și vei spune, azi sunt fericit, pe Iisus l-a primit. Noi am lăsat jos povara, la cruce la Iisus, la cruce la Iisus, la cruce la Iisus. Noi am lăsat jos povara, la cruce la Iisus, acolo a fost salvat, a fost salvat și mântuit, că suntem fericiți, pe Iisus l-a primit. A fost salvat și mântuit, că suntem fericiți, pe Iisus l-a primit. A fost salvat și mântuit, că suntem fericiți, pe Iisus l-a primit. A fost salvat și mântuit, dacă suntem fericiți, pe Iisus l-a primit. Har și pace de la Dumnezeu Tatăl nostru și de la Domnul nostru Iisus Hristos. Începând de ieri, Duminica Florilor, în tradiția celor mai mulți dintre români, a debutat ceea ce în tradiția luterană se numește Săptămâna Sfântă, în tradiția ortodoxă se numește Săptămâna Patimilor sau Săptămâna Mare. În Harul Bunului Dumnezeu, intenția noastră este să prezentăm cumva un ciclu de prelegeri, astfel încât la final să înțelegem pentru ce a fost nevoie ca în urmă cu mai bine de 2000 de ani, înaintea Paștelui Evreiesc, să existe o astfel de săptămână în care Domnul Iisus Hristos să pătimească, să moară pentru noi și la finalul ei, în gloria lui Dumnezeu, să revină la viață. Chiar și dacă vom citi într-un mod superficial Evangheliile Noului Testament, la finalul fiecăruia dintre acestea, descoperim această tristă poveste a arestării, a patimilor, a răstignirii, a morții Mântuitorului nostru, și în aceste situații este inevitabil să nu ne întrebăm care a fost scopul lui Dumnezeu cu această săptămână. Oare Domnul Iisus Hristos a săvârșit păcate, a săvârșit lucruri antisociale, a săvârșit erori, blasfemii, așa cum a fost el acuzat de către evrei?
Scopul acestui prim capitol, să-l numim așa, este să înțelegem răspunsul la această întrebare și textul din care vom predica este găsit în epistola adresată de Sfântul Apostol Pavel Bisericii din Roma, la capitolul numărul 3, versetele de la 9 și până la 18. Cuvântul lui Dumnezeu inspirat ne spune următorul lucru: fiindcă am dovedit că toți, fie iudei, fie greci, sunt sub păcate, după cum este scris, nu este nici un om neprihănit, nici unul măcar, nu este nici unul care să aibă pricepere, nu este nici unul care să caute cu tot din adinsul pe Dumnezeu. Toți s-au abătut și au ajuns niște netrebnici. Nu este nici unul care să facă binele, nici unul măcar. Gâtlejul lor este un mormânt deschis. Se slujesc de limbile lor ca să înșele. Sub buze au venit de aspidă. Gura lor este plină de blestem și de amărăciune. Au picioarele grabnice să verse sânge. Prăpădul și pustirea sunt pe drumul lor. Nu cunosc calea păcii, frica de Dumnezeu nu este înaintea ochilor lor. Este clar pentru fiecare dintre noi că Sfântul Apostol Pavel nu este deloc relaxat atunci când tratează aceste probleme. În acest pasaj întâlnim expresia sub păcat și intenția Sfântului Apostol Pavel este aceea de a arăta în mod clar că omenirea se află sub robia păcatului. Mai apoi vedem că el spune nici unul măcar. Expresia aceasta de asemenea întărește faptul că judecata lui Dumnezeu și mânia lui veșnică nu sunt exagerări, ci sunt cu adevărat lucruri care apasă peste fiecare dintre noi. Interesant este că în acest text, dacă îl vom citi cu atenție, Mântuitorul nostru nu se referă la un om sau la o anumită categorie sau la un grup, ci se referă la modul general, la situația fiecărui om și a întregii omeniri. Ca atare, niciun om din miliardele care au trăit, trăiesc sau vor trăi, nu poate spune că este supus lui Dumnezeu, pentru că fiecare om, ne spune Scriptura, s-a abătut de la calea Domnului și toți am ajuns niște nelegiuiți. Descrierea este clar una înfiorătoare. Întrebarea naturală care se ridică în acest moment în mintea fiecărui om este: cum a reușit omul să ajungă într-o situație atât de nefericită? Sfânta Scriptură ne prezintă răspunsul în chiar debutul ei, în cartea Geneza, la primele pagini. Ni se vorbește despre coruperea naturii umane prin păcatul original. Dar ce este acest păcat datorită căruia fiecare om, atât cei care au trăit atunci, cât și cei care trăiesc acum și vor veni în viitor, atât cât va mai îngădui Dumnezeu, să se afle sub acest blestem? Scriptura ne relatează în cartea Genezei, la început, faptul că primii oameni, Adam și Eva, au încălcat unica poruncă dată de bunul Dumnezeu încă din existența lor primordială. Nu știm cât a durat, dar cu siguranță nu trebuie să fi trecut foarte mult de când au fost creați până când au călcat în mod deliberat, în mod liber, porunca lui Dumnezeu. Porunca lui Dumnezeu, unica pe care oamenii o au primit-o atunci, spunea în felul următor: poți să mănânci cu plăcere din orice pom din grădină, dar din pomul cunoștinței binelui și răului să nu mănânci, căci în ziua în care vei mânca din el, vei muri negreșit. Acesta a fost primul legământ, de fapt, care s-a încheiat între Dumnezeu în calitate de creator, de suveran al Universului, și de om în calitate de creatură, de supus. Omul avea să beneficieze de o veșnicie fericită alături de Dumnezeu cu o singură condiție: să nu se atingă de respectivul pom. Să nu credeți însă că Dumnezeu a pus o presiune, o ispită pe om. Să nu credeți că această grădină a Edenului era goală și în mijlocul ei, în mod ispititor, se afla un copac din care ei n-aveau voie să mănânce. Din contră, Scriptura ne spune că acest pom se afla, ca un exemplu, ca un pom într-o mare pădure de copaci din care omul putea să mănânce, putea să se atingă, și din această mare pădure un singur pom era interzis,
atât, unul singur. Este cunoscut de noi că omul, la vremea respectivă, a ales să calce cuvântul lui Dumnezeu la instigarea diavolului, nu l-a crezut pe Dumnezeu pe cuvânt. Știm cu toții, marea majoritate a teologilor afirmă că Adam și Eva au călcat porunca lui Dumnezeu. Datorită neîncrederilor în Dumnezeu, ei nu au considerat ca bun ceea ce Dumnezeu le-a oferit, adică această imensă pădure, și au considerat că Dumnezeu este egoist cu ei pentru simplu motiv că le-a interzis să mănânce dintr-un singur copac din această imensă pădure. Păcatul original, așa cum ne spune Biserica, nu este însă exact acel păcat, faptul că ei au luat și au mâncat din pom, ci păcatul original este această vină moștenită, această corupere morală care s-a bătut asupra întregii omeniri, datorită faptului că Adam și Eva ne-a reprezentat înaintea lui Dumnezeu pe fiecare dintre noi. Dacă înainte de căderea în păcat, părinții noștri Adam și Eva aveau în ei înșiși capacitatea de a se delimita de păcat, de a sta departe de păcat, ei ar fi putut să spună nu ispitei diavolului, aveau această capacitate. După căderea în păcat, ei nu s-au mai putut opune păcatului, deoarece au devenit robi ai acestuia. Este un lucru înfiorător să aflăm că omul a trecut din starea de rob al lui Dumnezeu în starea de rob al păcatului. În fapt, diavolul le spusese primilor oameni că dacă vor mânca din pomul acesta, ei vor fi cu adevărat liberi ca și Dumnezeu. Realitatea cruntă a fost că ei n-au fost absolut deloc liberi după ce au mâncat. Ba mai mult decât atât, au trecut din starea de robie față de un Dumnezeu iubitor, îngăduitor. Tocmai v-am spus că ei se aflau într-o grădină minunată, în robia unui dictator crud, care nici o clipă nu le-a dorit, nu le dorește și nu va dori binele nici unuia dintre cei care se află în supunerea lui. Coruperea naturii umane, n-aș vrea să las o imagine greșită, nu înseamnă însă o îndobitocire a omului. Omul este încă o creatură a lui Dumnezeu și el are puterea și capacitatea să facă lucruri uimitoare în artă, în știință, în medicină, în arhitectură. Vedem catedrale colosale, vedem că omul a reușit să cucerească spațiul cosmic. Acum, cel puțin, tehnologia este absolut un stil de viață, am putea să-l numim. Deci omul încă are o capacitate extraordinară de a face lucruri de neînchipuit. Probabil că viitorul ne va rezerva foarte mari surprize. Însă un singur lucru omul nu este capabil să-l facă datorită acestei coruperi morale. Ce nu poate să facă este, el nu poate să se împace cu Dumnezeu sub nici o formă. Sfânta Scriptură este foarte dură la acest capitol. Sfânta Scriptură spune despre om că el este mort spiritual. Și mesajul acesta este unul foarte dificil de tolerat de mintea umană. Ce înseamnă să fii mort spiritual? Mort spiritual, în mare, ca o definiție, înseamnă faptul că omul nu numai că nu poate să se împace cu Dumnezeu, dar omul nici măcar nu vrea să se împace cu Dumnezeu. Noi spunem, cineva nu poate să mute o piatră, el este prea mic, prea puțin forțos. Grav este când cineva nici măcar nu vrea să mute piatra aia, chiar dacă ar putea să o facă. În această situație este omul. Scriptura ne spune că omul nu este interesat în natura lui să se împace cu Dumnezeu. Iată cum descrie Sfântul Apostol Pavel
starea omenirii în epistola adresată credincioșilor din Biserica Efesului. Spune la capitolul numărul 2 următoarele lucruri. Voi erați morți în greșelile și în păcatele voastre în care trăiați odinioară după mersul lumii acesteia, după Domnul puterii văzduhului, a Duhului care lucrează acum în fiii neascultării. Între ei eram și noi odinioară când trăiam în poftele firii noastre pământești, când făceam voia firii pământești și a gândurilor noastre și eram din fire copii ai mâniei ca și ceilalți. Expresia voi erați morți în greșelile și păcatele voastre este tradus pe scurt astăzi de către biserică prin cuvintele mort spiritual. Sfântul Augustin are o remarcă foarte interesantă față de acest aspect când spune că omul nu devine păcătos atunci când comite păcat, ci omul comite păcat pentru că el în natura lui este păcătos. Cu alte cuvinte, momentul în care omul va păcătui este doar o chestiune de timp, pentru că natura lui omul este corupt moral și nu există un om care să se poată opune prin sine însuși, neregenerat fiind păcatului. Cu alte cuvinte, omul este rob al neascultării, pentru că nu este rob a lui Dumnezeu. Acestea sunt cele două alternative. Un exemplu foarte interesant pe care îl dă tot predicator despre care v-am vorbit la început este acela al leului. Leul, animalul acela feroce din junglă, este un prădător. Nu pentru că el vânează, ci vânează pentru că în sinea lui el este născut prădător. Leul nu se va hrăni natural niciodată cu iarbă sau cu frunze. Instinctul lui, încă de când se naște, este să sfârșie. Asemenea lui și instinctul omului este de când se naște să păcătuiască. Ne uităm la copiii mici și spunem în gândul nostru, sunt niște îngerași. Sigur, sunt niște îngerași, de ce? Pentru că nu fac aceleași lucruri groaznice ca și noi. Pentru că n-au puterea să mintă fiind prea mici sau n-au puterea să fure sau n-au puterea să înșele. Dar Dumnezeu ne spune că nu, acesta este esența păcatului. Esența păcatului este aceea de a te opune lui Dumnezeu. Și copiii mici, eu văd în jurul meu cum se încearcă să se manipuleze, să se obțină ceea ce vrea, ceea ce nu se merită. Toate acestea există în instinctul omului. Toate acestea arată că noi suntem morți spiritual. Scrie în epistola adresată romanilor, tot apostolul Pavel ne spune astfel despre moartea spirituală. Fiindcă măcar că au cunoscut pe Dumnezeu, ei nu l-au proslăvit ca Dumnezeu, nici nu l-au mulțumit, ci s-au dedat la gânduri deșarte și inima lor, fără pricepere, s-a întunecat. S-au fălit că sunt înțelepți și au nebunit. De aceea Dumnezeu, spune Scriptura, i-a lăsat pradă necurăției, să-și urmeze propriile lor inimi, așa că și-au slujit singur trupurile. Căci au schimbat în minciuna adevărului Dumnezeu și au slujit și s-au închinat făpturii în locul Făcătorului, care este binecuvântat în veci. Amin. Mai apoi, apostolul ne spune astfel, fiindcă n-au căutat să păstreze pe Dumnezeu în cunoștința lor, Dumnezeu i-a lăsat în voia minților blestemate ca să facă lucruri neîngăduite. Astfel au ajuns plini de orice fel de nelegiuire, de curvie, de viclenie, de lăcomie, de răutate, plin de pismă, de ucidere, de ceartă, de obrăznicii, tufași, lăudăroși, născocitori de rele, neînduplecați, fără milă și măcar că știu hotărârea lui Dumnezeu, cei ce fac astfel de lucruri sunt vrednici de moarte, totuși ei nu numai că le fac, dar și găsesc buni pe cei care le fac. Vă este cunoscută această situație? Găsiți măcar un pic din această, din această descriere în jurul dumneavoastră, la noi înșine sau la cei care ne înconjoară? Foarte interesant, în mod normal, poate n-ar trebui să pun ultima propoziție, dar am căutat să o pun, pentru că am vrut să arăt că omul
în ciuda faptului că este mort în păcatele lui, este bombardat de către Dumnezeu. El are în el o sămânță care îi spune, zice și apostolul, că ei știu dinainte hotărârea lui Dumnezeu. Dar de multe ori, natura noastră păcătoasă inhibă acest lucru și ne ajută să ne mințim pe noi înșine că Dumnezeu nu există, că nu ne va face niciun rău, că oricum și dacă păcătuim și dacă nu păcătuim, drumul nostru este același. Omenirea fără Iisus Hristos nu are altă șansă decât să adune peste ea păcat peste păcat și să se supună mâniei veșnice a lui Dumnezeu. Unicul moment în care omul a fost liber să aleagă s-a terminat atunci când ei au păcătuit, iar de atunci păcatul este cel care spune omului tot ceea ce are de făcut. Iată ce spune Confesiunea de Augustană. Confesiunea Augustană este una dintre bazele teologice ale credinței luterane. Ni se spune despre păcat în felul următor. După căderea lui Adam în păcat, toți oamenii născuți în mod natural sunt concepuți și născuți în păcat. Adică, toți oamenii, încă din pântecul mamei lor, așa cum ne spune și regele David, sunt înclinați pe de-a întregul către poftarea și nu pot avea pe cale naturală temere adevărată față de Dumnezeu, nici credința adevărată. În consecință, și această rătăcire născută și păcat original este cu adevărat păcat și de aceea ea îi condamnă pe toți la mânie veșnică a lui Dumnezeu. Pe toți aceia, ne spune Confesiunea Augustană, care nu sunt născuți din nou prin botez, ci prin Duhul Sfânt. În un rezumat al credinței evanghelice luterane, ni se spune următorul lucru. Noi credem că Adam și Eva și-a pierdut imaginea divină atunci când au cedat ispitei lui Satan și nu au ascultat de porunca lui Dumnezeu. Acest lucru i-a pus față în față cu judecata lui Dumnezeu. Dumnezeu le spune, veți muri negreșit. Din momentul căderii în primul păcat, toți oamenii sunt concepuți și născuți într-o stare păcătoasă și sunt înclinați doar spre rău. Carnea dă naștere la carne, spune Scriptura. Și din moment ce toți oamenii sunt prin natura lor morți în păcat și despărțiți de Dumnezeu, ei nu sunt în stare să se împace cu acesta prin nici un fel de efort propriu. Acum că suntem puși față în față cu starea reală în care se află omenirea, pentru că trebuie să recunoaștem, apostolul spune să considerăm anatema orice învățătură care diferă de aceasta. În creștinism există în momentul de față curente care vin și spun, nu este așa, omul nici de cum nu este căzut. El este bun. Eu am auzit și poate și dumneavoastră de foarte multe ori, chiar de curând am văzut la televizor despre decesul a trei tinere undeva în Constanța și ce am remarcat a fost că la durere participanții la tristul eveniment al înmormântării spuneau ceva de genul au fost niște îngeri de fete, n-au făcut rău nimănui. Și interesant este că pe o rețea de socializare, din nefericire o cunoștință de-a mea, a postat un mesaj în care spunea ceva de genul Dumnezeu este crud și ne arată lucrul acesta chiar acum în preajma sărbătorilor. Sigur, comentând acest eveniment despre care vă povestesc, mi s-a părut absolut uimitor și lucrul acesta mi-a dovedit cu adevărat cât de morți suntem în păcatele noastre. Atât de morți încât acele fete erau considerate bune, niște îngeri. De ce? Pentru că nu erau un penitenciar, probabil pentru că nu se culcau cu toți bărbații care întâlneau pe stradă, că nu furau, că... Deci, practic, ele fiind niște îngeri, erau fără păcat. Iar oamenii aceia nu înțelegeau cum a fost posibil ca acest Dumnezeu crud, chiar de sărbători, când fiecare dintre noi oamenii, ăștia buni, suntem în stare să facem un cadou, ne purtăm frumos cu aproapele nostru, nu? Dăm bună ziua, zâmbim. Iar Dumnezeu, crudu, a hotărât ca aceste trei femei să moară. Oare acesta este adevărul? Oare femeile acelea erau bune și Dumnezeu era rău?
Aceasta este gândirea omenirii căzută totalmente în moartea păcatului. Nu mai avem nici măcar capacitatea să ne dăm seama că suntem niște păcătoși. Puși față în față cu această realitate crudă, nu putem, fiecare dintre noi, măcinați de Duhul Sfânt, să ne punem decât o singură întrebare, asemenea Sfântului Apostol Pavel, care spune: o, nenorocitul de mine, cine mă va izbăvi de trupul acesta de moarte? Răspunsul este unul plin de har și Domnul Iisus Hristos este Cel care ni-l dă. În Luca citim că Mântuitorul nostru spune: ceea ce este cu neputință la oameni este cu putință la Dumnezeu. Mântuitorul ne spune cu alte cuvinte că datorită faptului că omul este mort spiritual, el nu are în sine putința de a se împăca cu Dumnezeu. Și în această situație, pentru ca omul să iasă din starea de păcat, există două mari alternative. Care sunt acelea? De fapt, sunt doi pași. Alternative ar însemna că ori una în alta. Nu, sunt doi pași care trebuie să făcuți. Primul pas era ca cineva să plătească pentru păcatele omenirii. Cineva să ia aceste păcate, să le ispășească într-un fel sau altul, bineînțeles, suportând mânia lui Dumnezeu, astfel încât Dumnezeu să nu mai aibă niciun motiv să-l pedepsească pe om, dar, atenție, mai trebuia un lucru important de făcut. Nu era suficient ca omul să fie iertat de păcat, ci omul trebuia să fie scos din starea lui de moarte spirituală și adus din nou la viață. Și acest lucru s-a făcut prin Duhul Sfânt. Iisus Hristos a purtat păcatele noastre pe cruce. Datorită morții Lui, nevinovate, noi nu mai suntem acuzați de Dumnezeu. Dar mai mult decât atât, Mântuitorul nostru, prin Duhul Lui Cel Sfânt, lucrează tainic la mintea și la inima oamenilor, ca aceștia să-și revină din moarte și să-L urmeze pe Dumnezeu. Dorința de a-L urma pe Dumnezeu, care apare și a apărut, slavă Domnului, în fiecare dintre noi, cei care am venit aici, nu este rodul voinței noastre directe, ci ea este o lucrare tainică, săvârșită poate de multă vreme în inimile noastre, în mințile noastre, în sufletele noastre, până când noi am înviat și astăzi nu mai suntem robi ai păcatului, deși, cum spune și apostolul, încă mai păcătuim, dar nu mai păcătuim ca robi ai celui rău, ci noi suntem de acum robi ai lui Hristos, robi ai celui care ne-a răscumpărat. Trebuie să slăvim pe Dumnezeu, pentru că răscumpărarea nu înseamnă, ca în lucrurile omenești, un fel de ok, te-am iertat, du-te în pace. Dumnezeu nu ne face așa. Dumnezeu nu ne-a iertat și ne-a lăsat să ne ducem în pace, ci Dumnezeu ne-a iertat și a pus Duhul Sfânt în noi, astfel încât în sufletul nostru să apară această râvnă să-L căutăm pe Dumnezeu, să-L dorim pe Dumnezeu și să nu putem să mai trăim altfel decât prin Dumnezeu. Prin moartea lui Hristos, care a avut loc la sfârșitul săptămânii patimilor, acum mai bine de 2000 de ani, toate păcatele noastre au fost iertate. Chiar dacă mai greșim înaintea lui Dumnezeu, avem, spune Scriptura, sus la Tatăl un mijlocitor. Faptul că noi păcătuim nu mai este un lucru care să ne trimită la moarte. Noi nu trebuie să ne dorim să păcătuim, nu trebuie să facem din păcat o pasiune. Noi nu mai avem o pasiune pentru păcat, pentru că peste conștiința noastră apasă Duhul lui Dumnezeu și acest Duh trebuie să ne apese până atunci încât îngenunchem
și ne cerem iertare pentru păcatul făcut. Cei care însă sunt în continuare morți în păcate, nu au conștiința apăsată. Sunt oameni care greșesc și care găsesc normal că trebuie să greșești, trebuie să ai totul, totul ți se cuvine. Omul în natura lui este bun, este sfânt, este cu minte, este până la urmă grandios, realizează atâtea lucruri minunate. Însă omul care nu cade în genunchi înaintea lui Dumnezeu, omul care nu conștientizează starea de păcat în care se află, este ca un bolnav care nu conștientizează boala. Și dacă nu știm că suntem bolnavi, nu înseamnă că suntem sănătoși. În marele plan al lui Dumnezeu, Hristos este acela care s-a jertfit pentru păcatele noastre și împreună cu El, fiecare dintre noi am murit la cruce, fiecare dintre noi murim și fiecare dintre noi înviem odată cu învierea Domnului Iisus Hristos. Dorința noastră este ca în următoarele seri să parcurgem acest drum și să vedem pe mai departe de ce Dumnezeu a hotărât totuși să nu lase pe om să rămână în păcat, de ce Dumnezeu a hotărât să nască pe om din nou prin Duhul Sfânt, de ce Dumnezeu a hotărât acest lucru nebunesc, cum spune Scriptura, ca Fiul Său să moară pe cruce. Mă bucur că înaintea lui Dumnezeu există oameni și eu știu că există mult mai mulți decât suntem aici. Oameni peste care Duhul lui Dumnezeu apasă, oameni care au conștiința încărcată, oameni care își doresc să o elibereze în Iisus Hristos. Și de aceea aș dori ca în încheiere, spre slava lui Dumnezeu, să ne rugăm tocmai ca Bunul Dumnezeu să lumineze cât mai mulți oameni și peste cât mai mulți oameni să apese, astfel încât aceștia să realizeze că sunt morți în păcate și să își dorească să învie împreună cu Hristos. Amin. Amin. Ne ridicăm. Doamne, să mulțumim pentru că suntem conștienți de păcatele nostru, dar și noi că noi nu suntem stăpâniți de păcate, pentru că suntem mântuiți prin tine și mulțumim și astăzi, Doamne, că putem fi astăzi aici și putem cerceta viețile noastre. Tu ne cunoști mai bine, Doamne, și cunoști toate slăbiciunile noastre, toate neajunsurile noastre. Și știm, Doamne, că noi nu merităm să fim în starea în care ne aflăm, dar știm, Doamne, că toate sunt după harul Tău. Și așa cum am auzit, Doamne, de multe ori vedem și noi acea greșeală cu care ne-a făcutit bun și drept și am crede că merităm mai mult, dar știm, Doamne, că poți și avem avem de la Tine și trebuie să uităm aceste lucruri. Mulțumim pentru cuvântul de astăzi, pentru harul Tău, și nădăjduim, Doamne, ca în continuare să fii prezentă în viețile noastre, să lucrezi în viețile noastre, Doamne, ca Duhul Tău cel Sfânt să ne trezească și orice încă mai este păcat sau conștiința noastră, Doamne, dacă cercetată, dacă găsește păcat, Doamne, te rugăm ca Tu să ne curățește toate, pentru că toate sunt din harul Tău și din harul Tău suntem mântuiți. Pentru toate să mulțumim în numele Domnului nostru. Camere, 6 camere și
Vrem să păstrăm o singură cameră sau un voișor pentru noi e echivalentul să prezentăm Domnului toată viața noastră, dar în momentul în care va veni, Domnul Iisus va reveni pe norii cerului, atunci nu va mai vota la ușă și atunci va veni în chip de judecător. Cred că cei care suntem aici am conștientizat faptul că ceea ce îmi spune Sorin este perfect adevărat. Haideți să cântăm în tare. Oamenii tind să nu ne asculte și putem cădea și în ridicol. Dar dacă Dumnezeu ne va lumina în înțelepciune, cu siguranță că vom ști să spunem și altele despre dragostea Domnului. Cântecul următor se numește Neasemănare, nici în cer, nici pe pământ. Cel care este lumina la tine este Domnul Iisus Hristos. Nice.
De aceea te rugăm, Părinte veșnic și iubit, să ne binecuvântezi și la desfășurare
ție, să ne păzești, să ne ocrotești și să ne ajuți, Doamne, ca inimile noastre și viața noastră să o punem la picioarele tale și să-ți mulțumim în fiecare clipă pentru tot ceea ce ai făcut pentru mântuirea noastră. Pentru că și noi, Doamne, am contribuit și păcatele noastre te-au sântuit pe cruce, Doamne Iisuse. De aceea, Doamne, ne pare rău, Doamne, pentru tot ceea ce am greșit și tot ceea ce am făcut înaintea ta. Dar te rog eu de aici înainte, ajută-ne, Doamne, să fim plini de râdă pentru tine. Să te iubim și să te așteptăm, căci venirea ta este aproape, Doamne. Te rugăm, Doamne, în zilele acestea din urmă, când întunericul este din ce în ce mai gros, să ne faci copii în lumini, Doamne, să luminăm în lumea aceasta, Doamne, să fim o fratură a credinței în tine, Doamne Iisus. Ajută-ne Tu, Doamne, și nu ne lăsa din mâna Ta, Doamne, pentru că Tu ne-ai spus și ne-ai promis că nimeni și nimeni ne va spune din mâna Ta, dacă noi rămâne smeriți în tine și Tu în noi, Doamne. Îți mulțumim pentru toate făgăduințele tale. Îți mulțumim, Doamne, că și pe tine ne-a costat cea mai mult această mântuire noastră. Dar te rugăm, Doamne, să ne ajuți ca și noi, Doamne, să nu ținem nimic pentru noi, Doamne, ci inima noastră, Doamne, să o punem la picioarele tale, fiecare clipă și în fiecare zi. Să fim mai întâi, Doamne, și Tu să faci ceea ce dorești în viața noastră. Îți mulțumim că ne-a spus și îți mulțumim că ești cu noi. Te rugăm, Doamne, să binecuvântezi și familiile noastre. Te rugăm pentru cei dragi ai noștri, Doamne, cercetează-le și lor inimile, Doamne. Avem frați, avem surori, avem cumnați, avem cumnate, avem nepoți, avem strănepoți, Doamne, care stau departe, Doamne, ca să le așa o mântuire mare, Doamne. Te rog să le cercetezi și lor inimile, Doamne, și să-i întorc la Tine, Doamne. Te rog și pentru toți copiii copiilor Tăi, Doamne, care sunt mulți, Doamne, care au crescut de mici în casa Ta, dar, Doamne, au avară acestei lumi. Te rog, Doamne, întoarce la Tine, Doamne, Tatăl nostru, și nu le mai lăsa, Doamne, sufletele, Doamne, în mâna vrăjmașului. Și Tu smulge-le, Doamne, și te zărăbește, Doamne, și adu-i la cruce, Doamne, să Te primească ca Domn și ca Mântuitor. Îți mulțumim, Doamne, că Tu vei lucra. Pentru că este lucrarea Ta și este mâna Ta și a tot sufletul care lucrează pe tot pământul și în inimile oamenilor. De aceea te rugăm în continuare Tu să binecuvântezi cuvântul Tău în gura celor care îl vestesc. Să-ți revești o îndoită putere prin Duhul, Doamne, și să înviorești și să zidești sufletele noastre mai departe, ca să putem să rămânem pe această stâncă care Tu ne-ai așezat și care este Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Pentru toate să mulțumim și te slăbim, Tată, Fiule și Sfântule Duh, acum și în veci. Amin. Amin. Amin.